Neața, neața, urșii mei, astăzi începem ziua cu o cafeluță din asta americano de la Starbucks. Am făcut-o la aparatul ăsta dulce gusto și acum vreau să o îndulcesc cu o linguriță sau chiar două de miere, pentru că este destul de tare cafeluța asta. După cum puteți vedea, borcanul ăsta de miere s-a terminat, am luat altul de jos. Haideți să vedem. Dacă pun o linguriță așa mai mare, e suficient decât una. Dacă pun una mai mică, punem două. După cum puteți vedea, am luat destul de multă miere aici, așa că o să pun doar o linguriță. O amestecăm foarte bine, pentru că mierea se dizolvă mai greu, însă această miere este foarte bună pentru că nu schimbă gustul cafelei. Mierea de rapiță are un gust neutru și este extraordinară pentru cafea. Ok, haideți să pregătim cafeluța, după care să o savurăm și să coborăm să vedem ce mai mâncăm, să mergem în bucătărie. Pentru că o să vă iau și astăzi toată ziua cu mine, să vedeți absolut toate mesele. Vreau să-mi fac așa cu ouă, cu brânză, cu niște cărniță din asta. Ia să o punem aici. Ia uitați, urșilor, avem aici niște brânză de la un vecin foarte, foarte bună. Mi-am făcut și două de la mătușica mea. Aici avem niște cărniță din asta, un fel de Kaiser, așa, o șunculiță afumată țărănească, făcută foarte bine la tigaie. Aici avem niște babic de la Buzău, de la cealaltă mătușică de-a mea de la Buzău. Aici avem niște roșii foarte bune de la noi din grădină, din solar. Aici avem niște ceapă roșie. Avem niște pâine foarte moale, foarte proaspătă. Uitați cum arată și babicul de la Buzău, cum arată și slăinuța asta. Vă urez poftă bună tuturor, pentru că o să avem aici un festin. Ah, și era să uit. Aici avem tot așa de la un vecin, un must foarte bun. Ia uitați cât am băut din sticla asta. Vă urez poftă bună. Ia să vedem dacă putem să luăm așa din toate. Aici avem niște ou. Brânză, roșia, șunculița, ceapă. Super bun. Ia uitați aici, treburi de toamnă. Face mama gogoșari la borcan, foarte bun, îmi plac foarte mult gogoșarii ăștia. Sunt foarte, foarte buni. Și la iarnă așa cu o fasole din aia bătută, o iacnie de fasole cu niște afumătură, știți cum merg? Extraordinar de buni sunt. Și mai avem de făcut o grămadă de conservăraie, am făcut și roșile și bulioane, zacuști. Trebuie să culegem și dovlecii aia mari din spate, să facem dovleci copți pentru că sunt foarte buni și pentru dietă. Avem o grămadă de treabă, pe site au venit o grămadă de comenzi weekendul acesta și vreau să vă mulțumesc tuturor. Și nu uitați, dacă vreți să comandați cele mai bune produse apicole, să fiți puternici și sănătoși ca niște urși, intrați pe site-ul meu www.mieretvo.ro și acolo veți găsi cele mai bune produse apicole din țară, premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Și bineînțeles, nu uitați să consumați și legume, pentru că sunt foarte sănătoase. Nu pot să cred, câine care mănâncă struguri. Deci nu vine să cred. Culegem via și rostul mănâncă boabe de struguri de pe jos. Când am cules roșiile din solar și le-a făcut maică mea, pentru bulioane le-a fiert, le-a făcut tot așa în curte și le tăia cotoarele. Și bineînțeles că mai pica cât un cotor pe lângă găleată și rostul mânca cotoarele de la roșii fierte. Vă dați seama? Bă, rostul, ești vegetarian? Ești vegan? Așa, haide. Haide, arată-ne cum urci scările. Așa, fetiță, uite ce fericită ești, dai din codiță. Hai, hai sus, hai că plouă. Hai, Maia, hai. Haide, așa, bravo. Haide, știu că e greu. Hai că mi-ai urcat, fetiță, mi-ai urcat, haide, hai. Haide, trebuie să te înveți singură, să te descurci singură. Haide. Hai, hai că poți. Hai, bravo. Bravo, Maia, haide, haide. Hai. Hai, fetiță, hai. Așa, bravo. Hai că mai e puțin. Hai să intrăm în casă aici, sus, la mine. Hai să-ți dau niște pizza, ceva să papi, să stăm la căldură. Să stăm la căldură, că e foarte frig afară. Hai, fetiță, hai. Hai că poți. Haide, bravo. Hai că mai e câteva trepte. Ce vă uitați, mă, așa la mine? Vreau să încălzesc și o ciorbă. Ia uite cum se uită la mine. Băi, milogilor,
Vreau să încălzesc și eu ciorbă. Să punem aici o ciorbiță la încălzit. Ia să vedem aici. Ciorbiță de coaste. Ia uite cum se uită. Maia! Ce te-ai făcut așa din coadă? Vrei ceva, a? Și tu rostul? Ce mă amuzați? Ce faci, fetițo? Așa, întinde-te. Întinde-te, fetițo, că ai făcut mult efort azi. Hai să le dăm niște ceafă afumată la milogii ăștia de cățeluși. Ia să vedem. Iar ăsta. Așa, bețen. Stai că îți dau și ție acum, maiuță. Îți dau și ție. Ușurel. A, ce pretențios ai devenit! Cât o miroși! Cât o miroși! Ho, bă, nebunule, tu mi-ai și mâna! Hai, mânțule, să-ți dau mai multe. Sunt subțiri feriile astea. Bravo! Ia și tu rostul. Ușor, mă, micuțule. Uitați-vă la ei, toată viața lor au fost câini de curte și acum le place în casă. 9 ani cât au ei, 9 ani de zile, au stat numai în curte, nu prea au intrat în casă decât atunci când au avut probleme, când au fost bolnăviori. Și acum stau numai în casă. A început foarte mult să le placă în casă. Vă vine să credeți așa ceva? Câini de curte, fraților. 9 ani au stat în curte și acum le place în casă. Îi mai primesc și pe ei să le dau de mâncare, ce să le fac. Și au stat, mai a stat, când a fost bolnăvioară cu piciorușul și rosto, când a fost bolnăvior, l-am operat. Dar acum s-au făcut bine. Mai chiar dacă nu mai are un picioruș, se descurcă, urcă scările, n-are treabă. Avem aici salată de roșii cu brânză de oaie. Ceva extraordinar. Aici avem piure de cartofi și aici avem din ăștia ficăței la cuptor cu sos de roșii și usturoi. Ia să vedem. Mamă! Super! S-a prins și blițul ăsta, să se vadă mai bine. Dar nu prea ești așa mult sos. Poftă bună! Ok, și pentru ultima masă pe ziua de astăzi, sau gustare, dar eu o să-i spun masă, pentru că avem 40 de grame de proteină. Avem budinca asta proteică, da? Care este foarte bogată în proteină și este foarte mare, are 400 de grame și are decât 330 de calorii. Plus o banană, pentru că merge foarte bine banana. Budinca fiind de ciocolată, banana asta merge extraordinar de bine cu ea. Fiind fruct, are și vitamine și minerale și împreună au undeva la 450 de calorii. Banana are 100-120 de calorii, plus budinca 330, vin 450 de calorii. Așa că vă urez poftă bună, somn ușor și ne vedem la alt clip cu altă zi să vă arăt absolut tot ce mănânc într-o zi la menținere. Iar dacă n-ați văzut singura transformare live și documentată din lume, căutați pe acest canal în seriile Oto Slăbește. Vedeți că am făcut și mai multe sezoane, le-am împărțit așa frumos în mai multe serii mai mici. Sezonul 1, sezonul 2, sezonul 3 și sezonul 4, să vedeți singura transformare live și documentată, în care am slăbit 50 de kilograme, în care am pus masă musculară, vedeți acolo toate mesele și cum am slăbit, fără să-mi atârne pielea și fără să fac foamea, ba chiar am mâncat foarte multe mâncăruri, mâncăruri tradiționale, mâncăruri de la fast food, dulciuri, mâncăruri cu gust și mi-am făcut absolut toate poftele în timp ce am slăbit. Somn ușor, ne vedem la următorul clip!